tineri voluntari de la mai multe asociații sub umbrelator au venit să doneze. Ce, e bine, e rău? E foarte bine. După câteva zile în care am avut 5-6 donatori, în sfârșit a venit și cele două zile de campanie, azi și mâine. Ne bucurăm că avem sprijinul tinerilor de la asociația condusă de Părintele Ciucur, de la Moniom, și vrem să fie cât mai mulți. E nevoie de sânge, mai ales în această perioadă dură prin care trec spitalele noastre. Pe lângă bolnavii de COVID, știm bine că sunt tot felul de afecțiuni cronice, bolnavi cu afecțiuni cronice care se internează în spitale. E nevoie, mare nevoie de sânge. Nevoie și de sânge, nevoie și de plasmă. De-aia vin cu acest prilej, aduc iarăși, vin să apelez la cetățenii județului care se venit să vină să doneze. Indiferent că donează plasmă, indiferent că sunt sănătoși și donează, mă rog, componente sanguine. Acum puțin despre plasmă. Ce se întâmplă? Vin donatorii? Adică statistic sunt bine la numărul celor vindecați? Da, la numărul celor vindecați sunt destul de bine. În schimb, se donează plasmă puțin. După mine, donează destul de puțin. Cererile spitalelor sunt foarte mari. E foarte greu de a face față cererilor spitalelor. Se știe bine că am adus plasmă din țară. Am adus plasmă de la Pitești, de la Slatina Old, de la Brașov, dar e nevoie și la noi să doneze, că la un moment dat spital, fiecare centru de transfuzie își va organiza singur activitatea și va folosi plasma pentru județul respectiv. De aia vin cu un apel către populație să vină să doneze. Cei care au trecut prin boală și care acum s-au vindecat, să vină să se gândească că un semen al lor este în spital și poate această plasmă este salvarea lui. Câți au donat până acum? 40. Până în momentul de față au donat 40. Nu avem aparat de plasmafereză, nu? Nu, noi nu avem aparat de plasmafereză. Se donează pe sânge integral, se fac două componente, masă erogitară și plasmă. Și șanse de a primi un astfel de... Deci se fac centrele din țară care au primit, au venit cu sprijinul Consiliului Județean. Consiliul Județean a făcut un contract de colaborare cu spitalul și automat au fost dotate centrele de transfuzie cu acest aparat de plasmafereză. Ai venit să donezi sânge? Ce te-a determinat? Păi m-a determinat faptul că suntem parteneri acestei campanii de donare de sânge din perioada 25-26 noiembrie, la care bineînțeles că nu puteam să nu iau parte și să și donez. Și mereu mă bucură faptul că pot să fac un bine donând sângele meu. Nu e prima ta donare. Spune-le celor care donează pentru prima oară în drumul ei să vină. Da, cu mare drag ar trebui să veniți cât număr cât mai mare ca să facem cât mai mult bine și să-i ajutăm pe cei care au nevoie de sânge ca să poată să supraviețuiască în cazurile în care au pățit anumite accidente sau în caz că au nevoie de foarte mult sânge. Da, nu este prima oară, la mine este a treia oară, am avut curaj să vin acum, dacă nu mă înșel, anul trecut când a avut un prieten accident și chiar am vrut să-l ajut cu mare drag și din fericire este și bine și doresc să-i îndrum și pe ceilalți să facă acest lucru, adică este un lucru normal să ne schimbăm sângele și să mergem să donăm. Am venit prin părinte, prin biserică. Părintele Mihai Ciucuru a organizat campania de donare și am venit și eu. E prima oară când donați? Am mai donat, dar mai de mult. De ce e bine să donăm? În primul rând, e bine să ajutăm, să ne ajutăm aproapele. E greu, doare? Nu. E ok. Donezi pentru prima oară? Nu, este a doua oară. Ultima dată am donat în decembrie tot așa pentru un prieten care a avut un accident. Și, o să încerc să fac cel puțin o dată pe an. Am zis că de acum încolo o să donez chiar dacă mi-este frică într-un fel sau altul. Că mi-e frică de sânge, dar am să încerc. Dacă pot să fac un bine, de ce să nu-l fac? Și am să fac asta în continuare. Da, eu sunt recunoscător
tinerilor de la Tor și de la Liga Studenților că au inițiat acest demers, pentru că sigur e o normalitate, sau ar trebui să fie o normalitate, dorința aceasta de a ajuta pe celălalt și de a ne implica de drept viață, dar câteodată avem nevoie de stimuli suplimentari și mă bucur că ei au inițiat această campanie și ne-am alăturat și noi așa cum am putut. Aș lansa invitația către toți cei care ne privesc, nu doar azi, nu doar mâine. Ar fi bine dacă am încercat să avem un fel de cultură a donării de sânge. De fapt, prin aceste campanii noi urmăm și o latură educațională ca oamenii să învețe ca să facă treaba asta în mod permanent. Ne lipsește exact educația aceasta în sensul de a dona sânge și poate că venind de la tineri, ei fiind tineri și având viața înainte, vor fi ei o generație de donatori de sânge care să învețe la rândul lor pe copiilor și să nu mai fie nevoie până la urmă de astfel de campanii de mobilizare a donării de sânge. Ne aflăm la a treia ediție a campaniei de donare de sânge organizată de către Ator Banatul de Munte, dar aflați fiind la prima colaborare cu Ascor Timișoara și avându-i ca parteneri pe Liga Studenților din Reșița și Crucea Roșie. Eu personal mi-am propus de mult să pot să vin să donez sânge, dar din pricina contextului actual am fost împiedicată și de mult tot am discutat cu prietenii mei din Ator și așa, să venim și să donăm sânge. Văzând cât de mare nevoie este și primind atâtea solicitări și apeluri pe Facebook de câte persoane au nevoie, chiar și în dimineața aceasta am primit o solicitare de la o doamnă din Timișoara, însărcinată, care a trebuit să nască prin cezariană, forțat, din pricina problemelor de sănătate și care are foarte mare nevoie de sânge. Și iată că această campanie, care a început astăzi și se va termina mâine, a venit la fix pentru a ajuta oamenii care au nevoie de sânge. Nu, cei care vor sunt îndemnați să doneze și tichetele acestea? Da, cei care doresc tichetele pe care le primesc după donarea de sânge pot să le doneze la voluntarii noștri, iar cu acele tichete vom cumpăra alimente pentru persoanele care au nevoie. Mulțumesc! Deci noi la Ator Banatul de Munte în aceste două zile, pe 25 și 26 noiembrie, organizăm o campanie de donare de sânge alături de Liga Studenților din Reșița și de Ascor Timișoara. Și pentru că am fost invitat de Andra Jurca, colega mea care este și organizatoare, am ales să vin astăzi să donez sânge. N-am mai făcut-o niciodată, e o experiență nouă pentru mine, însă mă bucură foarte mult faptul că știu că am putut să dau la propriu parte din mine pentru cineva care se află într-un moment extraordinar de sensibil și că acest gest pe care eu l-am făcut cu siguranță va salva o viață sau poate mai multe la un moment dat. Ce ai făcut să-ți înfrânci teama până la urmă? Nu cred că a fost vorba de o teamă, cel puțin la mine. Am fost foarte curios pentru că n-am trecut niciodată prin tot procesul și mă așteptam cumva sau nu mă așteptam să întâmpin persoane așa de călduroase, însă la centrul de transfuzie sanguine de aici din Reșița toată lumea are așa un vibe foarte bun, foarte pozitiv, e foarte încurajatoare și cred că asta a făcut cu adevărat o diferență.